Arăți fenomenal, spune-mi ce faci. Mulțumesc, nimic special. Fac sport, mănânc sănătos, am un stil de viață echilibrat. Unde este Mario? Mario este la studio, lucrează. Alexia, au fost tot felul de zvonuri. Care este statul vostru? V-ați despărțit, v-ați împăcat, vă iubiți. Cum sunteți în momentul de față? Bine, am văzut un filmuleț foarte frumos pe Instagram înainte de a veni. Cum împodobeați brado? Dar dă-le peste nas răutăciunșilor. Spune-ne tu așa cu subiect și cu ridicat. N-am ce să le dau peste nas. Ne iubim și cred că în orice relație sunt lucruri bune, lucruri rele. Noi tot timpul roz. Atât. De la ce porneți discuțiile? Cred că lucrurile astea trebuie să rămână între noi. Dar nu sunt certuri mari, sunt niște certuri normale de copil. Locuiți împreună? Nu. Ai împodobit bradul la tine sau cum? La el, la el am împodobit bradul. Eu o să fiu plecată și el o să fie aici. Am zis că mai bine îl împodobim la el. De sărbători să pleci sau cum? Da, de sărbători plec cu familia și după aia mă întorc de Revelion și n-avea rost să-l facem în două locuri. Și îl lași pe Mario singur aici? Dacă are concerte. Cine lasă mai mult de la el? Eu. Eu sunt romantica incurabilă. El cum e? Este și el foarte romantic, dar eu las mai mult de la mine, el este mai orgolios. Nunta, când ne inviți la nunta? Nu știu, avem 22 de ani, mai avem. Eu voiam să te mai întreb și de un copil. Prea departe mă gândesc. Cred că suntem de foarte mult timp împreună și credeți că este vârsta să facem copii și să ne căsătorim, dar mai avem mult, suntem tineri și cred că toate trebuie să vină la timpul lor. Unde te duci de Crăciun? În ce țară sau unde? În America. Cu părinții, nu? Da, 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 cu ai mei. Câte zile o să stai acolo? O săptămână. O să vă relaxați, o să fie bine? Da, n-am mai fost de mult într-o vacanță doar cu părinții și abia aștept. Ce planuri de viitor mai ai? Vedem cine rezervă anul 2023. Sper să am în continuare cât mai multe campanii și să evoluez în tot ce înseamnă platformele de social media și cine știe, să fac și propriul meu business. Mă gândesc. Adică, ce vrei să spun? Nu știu, încă și oricum și dacă știi, nu o să vă spun. Vrei să te lansezi în afaceri? Nu știu, o să vedem. Surpriză. Da.